Vă amintiți? El este Loki, cu un episod în urmă făceam trimiterea la loc. Este un cățeluș în vârstă de numai 3 luni, astfel că se încadrează la categoria predresaj. Folosind principiile de condiționare ale dresajului cu clickerul, trecem la un nou pas, inițierea poziției culcată. Tot, dar absolut tot ce veți vedea în acest film se bazează pe modelare liberă de orice acțiune directă asupra cățelușului. Oferă comportamentul pe care îl doresc de la el, chiar și întâmplător, marchez cu click și recompensez. Cine spunea că exemplarele Beagle nu se pot dresa? Vă invit să urmăriți acest episod și trageți concluziile. Senzațional! Bravo! Culcat! Și acum fuge repede la mine, ia uite! Ia să vezi! Tăgrâm, tăgrâm! Repede și se pune în culcat! Ia! Poion! Acum dacă se uită încolo nu primește nimic, se întoarce, se uită un pic la mine și după aia se pune în culcat la mine aici! Ia să-l vedem, știi? Să punem culcat acum. Poiam. Bravo, Viezu. Bravo, Viezu. Îl facem o dată? Culcat. Bravo. Mă fuge repede înapoi și mai face o dată culcat. Ia să vedem. Culcat. Poiam. Ai văzut cât de previzibil e comportamentul lor? Caută, vine înapoi repede, repede și se pune culcat. Și acum, culcat. Poiam. Începe să mă privească. Ești mic ca o bulină. Și că doar așa. Nu. Arată bine, nu credeți? Nici câinii mei nu fac un culcat atât de rapid precum face Loki. Facem atât. Culcat. Așa. Bine, vezi că la un dat jocul lui și energia aia specifică puiului de joacă se confundă cu elementele astea de exercițiu cu recompensă. Bravo, mă mișc și dau. Mi-e după recompensă, fuge repede spre mine, se pune culcat. Poiam. Bravo. Se pune culcat, bravo mă. În locul în care știe că s-a întâlnit el cu recompensă. Nu pot decât să sper că v-a plăcut. Vor urma noi episoade cu Loki, Marca, Cătălin Cornea. Rămâneți aproape!